Ce să vă spun, în urma necropsiei am constatat ceea ce oarecum și bănuiam de la examenul extern. Cauza de moarte la ambele persoane este hemoragie externă și internă, consecința unor multiple plăci tăiate înțepate, cu afectare cervicală, toracală, respectiv toraco-abdominală, într-unul dintre cazuri. Asistenta, ce leziune avea? Leziuni incompatibile cu viața, bineînțeles, că de-aia s-a ajuns aici. Plăgile cervicale erau cu afectarea mănânchiului vasculonervos al gâtului pe o parte și plăgile toracice penetrante erau cu afectare pulmonară, multiple afectări pleuropulmonare, cu hemopneumotorax și cu afectare a arterei aorte. Și ca număr, câte lovituri au fost? Mă puneți în situația de a nu spune cu precizie, dar în jur de 15-18 lovituri, ceva pe acolo. Și el vreo 10-13 lovituri a avut. Dacă ținem cont și de cele de tentativele de suicid de la nivelul antebrațelor, plăcile de la nivelul antebrațelor. A avut și toracice, a avut și cervicală. Bun, doctor. Deci, după tot ceea ce ați văzut, ce v-a șocat cel mai mult în toată această poveste? Ce m-a șocat, mi se pare extraordinară determinarea și nu știu dacă setea, autoagresivitatea. Dacă heteroagresivitatea se mai explică, am mai văzut, nu știu, în multe cazuri, autoagresivitatea a fost foarte marcată. Adică și-a produs leziuni cerc mortale, a încercat mai multe modalități, a încercat cu venele de la nivelul antebrațelor, a încercat cu plăgile toracice și apoi cu placa cervicală cu afectare de vas mare de jugulară. Ați mai întâlnit în carieră astfel de cazuri? Sau de o violență ca asta? Acum n-aș putea să vă spun. Comparabile poate, dar asta este totuși de o violență extremă. Și